Doamnelor și domnilor, pe coperta a patra a romanului nostru tradus apare că titlul a apărut numai în 27 de țări. Așa era în acel moment. Vedeți cu ce repeziciune se fac contractele și se traduce în continuare, de fapt, contractele în alte țări erau făcute, dar în decurs de câteva luni această carte a mai apărut încă în 10 țări, ajungând în momentul de față la 37-38 de țări care au publicat-o. Cartea de debut a lui Ellen Grenion a fost un adevărat fenomen literar și editorial, a apărut în 2010 în Franța. Imediat a primit 5 premii literare importante în Franța, iar apoi, când a fost tradusă în Germania în 2013, unul din marile premii literare germane. Un obiect fericit, i-aș putea spune, pentru că a întrunit și întrunește atât sufragiile criticii, cât și sufragiile publicului. Fiecare editor și-ar dori să aibă numai astfel de cărți. Permiteți-mi ca, pentru început, să-i dau scurt cuvântul jurnalistei Ana Maria Caia și ne-am hotărât între noi ca fiecare să-i pună o întrebare doamnei Ellen Grenion, pentru că dânsa este primadona acestei întâlniri. Cred că toată lumea știe limba franceză și nu va mai fi nevoie să traducem, pentru că dacă traducem, înseamnă că mărim timpul și nu avem la dispoziție decât 25 de minute. Ana Maria Caia. Foarte scurt. În târgul ăsta de carte îți dai seama cât de crudă este soarta cărților în lumea asta. Sunt mormane de cărți peste tot și cum faci ca o carte, sigur, cu o fată frumoasă pe copertă, cu un rezumat promițător, să devină un bestseller. Cartea asta e scrisă, văd acum, de o persoană fermecătoare, scrisă fermecător. E o carte, sigur, despre iubire, despre maternitate, despre secrete. Eu am citit-o vara trecută, la începutul verii, cred, când a apărut, da, vara asta, și acum, când am fost invitată la lansare, am zis, stai să mai recitesc, să mă mai uit pe ea, și apoi mi-am dat seama că mi-amintesc fragmente. Și că fragmente de imagini, personaje, revin în mintea mea. Și atunci comparam cartea asta cu un hit de la radio. Vine spre tine, ți se pare că e ceva ușor și peste un timp începe să-ți cânte câte un fragment în cap. Cred că asta e interesant la carte, are un stil impecabil, e bine premeditată, bine scrisă, este făcută să atace o piață extraordinar de competitivă. E un roman franțuzesc și totuși foarte nefranțuzesc și o să vă explic, e franțuzesc pentru că tot parfumul, toate culorile Franței, Parisul foarte frumos, împrejurimile lui, sunt chiar mici secvențe în care îți poți imagina cât de frumoasă este Franța, cât de fermecătoare și foarte nefranțuzesc pentru că are un stil extraordinar de premeditat, jurnalistic, aș zice chiar american, de literatură, de asta care trebuie să ajungă neapărat bestseller. Nu știu dacă asta a fost intenția autoarei, dar știe să facă pur și simplu asta sau nu știu, e nativ. Ce mi-a rămas mie cel mai puternic în minte din carte este povestea maternității, o poveste cu multe mame. Poate sunt sensibile la asta pentru că eu însă mă pregătesc să fiu mamă acum și trebuie să ne gândim, trebuie să reflectăm la cum ne tratăm copilul și cum dragostea pentru copil, deși pare cel mai frumos lucru din lume, poate deveni destructivă. Ne poate face niște persoane rele, niște persoane mai puțin generoase. Cred că și pe vremea personajelor pe care le descrie Grenion, personaje din timpul celui de-al doilea război mondial și în zilele noastre, avem această percepție asupra copilului că el ar fi posesiunea noastră, bunul nostru. E o carte care m-a făcut să reflectez la asta și cred că pe oricine o va citi, îl va face să reflecteze.